municipiul Constanța observăm o scădere importantă a infracțiunilor de natură judiciară. Câteva fluctuații, am putea spune, în stațiunea Mamaia și la nivelul biroului Vama Veche 2 Mai. Din punct de vedere al categorisirii acestor infracțiuni, observăm creșteri la infracțiunile de furt în ansamblu și ele sunt, vedeți acolo, mai multe subcategorii. Aș vrea să subliniez faptul că infracțiunile cu violență nu au fost semnalate, iar la, observăm acolo, avem și o scădere la infracțiunea de tâlhărie. Chiar dacă este vorba doar de o unitate, este important pentru noi. Aceste cifre ascund în spate un volum fantastic de muncă, spunem noi, depus de către toate structurile. Sistemul Național Unic de Apel de Urgență 112, peste 690 de astfel de intervenții. Aplanarea stărilor conflictuale, care de multe ori pot fi precursorul unor fapte grave, peste 130 de astfel de intervenții de aplanare a stărilor conflictuale. Și organizarea de către efectivele de ordine publică a numeroase acțiuni pe linia combaterii comerțului neautorizat, stradal și a faptelor cu violență. Observăm acolo și rezultatele obținute, peste 20 de infracțiuni constatate și aplicarea peste 460 de sancțiuni contravenționale. Pe linie de poliție judiciară sunt activități care nu au o vizibilitate atât de mare, însă sunt extrem de importante. Cercetări la fața locului, peste 50 de astfel de activități, constatarea a 14 infracțiuni, prinderea a 14 infractori și avem acolo și doi urmăriți prinși, identificarea dispăruților, punerea în executare a mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea și, evident, soluționarea dosarelor penale cu autori necunoscuți și autori cunoscuți. Unul din elementele principale în perioada sezonului estival, vorbim aici de activități de fluidizare a traficului, de prevenirea accidentelor rutiere, și observăm în această perioadă s-au produs 23 de accidente rutiere, un accident rutier grav, nicio persoană decedată, și aici aș pune în context la nivelul întregului județ Constanța, la momentul de față avem cu 3 persoane decedate mai puțin față de perioada similară a anului trecut. La persoane rănite grav avem în această perioadă o persoană rănită grav în zona de litoral, însă față de anul trecut avem cu 2 persoane rănite grav mai puțin. Asta presupune sau reprezintă rezultatele unui volum de muncă fantastic depus de colegii mei în stradă, pe artele rutiere, în niște condiții pe care le știm cu toții, în special temperaturi extrem de ridicate pe timpul sezonului estival. Din punct de vedere statistic, rezultatele activităților constau în aplicarea peste 1800 de sancțiuni contravenționale, reținerea peste 220 de permise de conducere, reținerea peste 70 de certificate de înmatriculare, constatarea a 22 de infracțiuni și, evident, sancționarea inclusiv a pietonilor care nu respectă reguli, de avem 80 de pietoni sancționați. După cum ați observat, în perioadele precedente am organizat o serie de acțiuni alături de structurile MAI, de care vă vorbeam mai devreme, dar împreună și cu reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică, ai Oficiului pentru Protecția Consumatorului și lucrători din cadrul DSVSA, au fost aplicate o serie sau foarte multe sancțiuni contravenționale, atât la nivelul operatorilor economici care desfășoară activități pe terase, dar și la nivelul cluburilor, acțiuni care s-au desfășurat, zicem noi, într-un ritm susținut, astfel încât să fie respectate prevederile legale. Vorbeam mai de ună zi de HG 476/2020, de ieri sau de astăzi, deja vorbim de cealaltă hotărâre de guvern care consfințește starea de alertă, HG 553 din 15 iulie. Și credem noi că în condițiile date lucrurile au mers cel puțin rezonabil.
Ieri am avut o întâlnire la nivelul Comenzii IPJ Constanța cu organizatorul acelui eveniment. Este vorba de un eveniment de muzică electronică. Se organizează într-un spațiu cu două scene la care ne-am asigurat că vor fi respectate regulile în sensul de a se amenaja acolo gradenele cu cele maxim 500 de scaune pe care spectatorii le vor folosi pentru a se așeza. Ne-am asigurat din perspectiva personalului de care dispune organizatorul evenimentului cu privire la accesul controlat al spectatorilor în cele două incinte separate de altfel și mai ales ne-am asigurat că, că organizatorul va furniza periodic acele mesaje care invită la respectarea distanțării fizice între spectatori. Toți lucrătorii care au acționat și acționează în zona de litoral, printre altele, fac recomandări cu privire la respectarea, este una din problemele cu care ne confruntăm, trebuie să le cunoaștem, respectarea distanțării fizice. Evident că și acolo s-a procedat la fel. Lucrătorii de poliție din patrula auto au făcut același lucru, trebuie să patruleze, trebuie să informeze pe cetățeni, trebuie să emită recomandări. Era o activitate curentă. Da, îmi place să cred că știu în mare măsură cum stau lucrurile din perspectiva situației operative, din perspectiva resurselor și așa mai departe. Ce pot să spun este că e un colectiv grozav, niște ofițeri și niște lucrători de poliție care chiar își cunosc meseria. De altfel, trebuie să recunoaștem, IPJ Constanța este o unitate, aș putea spune, emblematică la nivel național. Și lucrurile stau ca atare. 3 luni. Prima urgență este ca în aceste 3 luni să facem lucrurile să meargă cât mai bine posibil. Dar de ce ați ales Constanța? Nu am ales, am fost în puternicit. Și am fost de acord. Ați candidat și ați reacționat? Da, am candidat, a fost un concurs, da, cineva a fost mai bine pregătit și ca atare a promovat acel concurs. Este vorba. Vom vedea. Deocamdată avem 3 luni în care trebuie să facem lucrurile să meargă cât se poate de bine. Cât se poate de bine în continuare. Chiar sper că voi fi la înălțimea așteptărilor eșaloanelor superioare, dar mai ales a cetățenilor din județul Constanța. Mai subliniez un aspect. Toate chestiunile care vizează resursele umane și tot ceea ce s-a discutat aici despre ocuparea anumitor funcții, vă rog să credeți că au fost discutate toate aceste aspecte cu eșalonul superior, care evident s-a implicat suficient de mult în activitatea unității de poliție. De când de la sprijin, Inspectorul General al Poliției Române. Mi s-a propus, am fost de acord și v-am spus, chiar m-a onorat această propunere. Este important pentru un ofițer să fie abordat cu astfel de propunere.